Salut, sunt Japi și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Sunt moderator în comunitatea PlayStation 4 România, iar astăzi urmează să discutăm puțin despre două produse. Este vorba despre Ryzen Kraken Pro și HyperX Cloud Pro 2, ceva de genul. Sunt două perechi de căști care le-am primit de la Element, respectiv Bogdan Caraivan, doi abonați în comunitatea mea YouTube, doi membri a comunității PlayStation România, motiv pentru care le mulțumesc pentru acest material. Haideți să trecem mai departe. În primul rând, vom discuta puțin despre microfon. În momentul de față, vorbesc de la o distanță destul de mare la un Blue Yeti, așa că, dat fiind camera asta este fără mobilier extra, avem un mic ecou, însă vă veți da seama de calitatea vocii mele de la un microfon la altul. Așa că, fără să stăm prea mult pe gânduri, o să trecem la următorul microfon. Voi discuta următorul minut, să zic așa, pe HyperX, microfonul HyperX Cloud Pro 2, placa de sunet dedicată care este legată la unitatea PC. Deci, în momentul de față, nu avem nicio tangență cu consola PlayStation. După aceste teste, urmează să vă explic care este treaba cu căștile și plăcile audio când vine vorba de consolele PlayStation. Așa că, haideți să dăm drumul. Am să opresc Yeti-ul. La un buton distanță am trecut automat pe HyperX. Deci cam așa se aude microfonul HyperX. Sunt foarte curios să aud și eu, pentru că pe mine însumi nu m-am auzit până acum. Deci, cam așa se aude microfonul pe HyperX. Haideți să trecem puțin și pe microfonul de pe Razer Kraken Pro. Deci asta este directa comparație între microfonul HyperX și Razer. Am preferat să nu pun niciun alt sunet în background, să nu avem parte de muzică și așa mai departe, ca să auziți exact care este treaba. Am văzut foarte mulți membri în comunitate care zic, băi, recomandați-mi niște căști care să se audă bine și în party și așa mai departe. Deci cam asta este directa comparație utilizând placa de sunet 7.1 HyperX. Ok, haideți să discutăm puțin despre console acum. Am să trec înapoi pe Blue Yeti. Așa, suntem din nou pe Blue Yeti și o să fac acum o comparație de sunet privind căștile. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă în felul următor. Razer, în comparație directă cu HyperX-ul, are un bas foarte puternic. Deci, frecvențele joase sunt conduse de Ryzen Kraken mult mai bine decât HyperX-ul. Ceea ce înseamnă că HyperX-ul, în momentul de față, este bazat pe un confort. Deci, Razer-ul este mai greu pe urechi, da? Este mai greu decât HyperX-ul. Consider că, adică, dat fiind că este de piele, da? Deci, chestiile astea pe urechi, bureții sunt din piele. Iar pe HyperX avem aici textil, da, catifiaua. Vreau să spun că Razer-ul, când e vorba de bas, conduce foarte bine, însă pe frecvențele medii și înalte sunt acoperite de bas, iar pe HyperX este invers, unde acuratețea frecvențelor medii și înalte sunt extrem de bine punctate. Deci vreau să vă spun că dacă sunteți tipul de jucător care mergeți pe un shooter și vreți să auziți pașii sau chestii de genul un jucător încarcă sau ceva de genul, ar trebui să mergeți pe HyperX. Deci ceea ce ține de shooter, ai nevoie de frecvențele high, de mid-high, pentru a auzi fiecare sunet în parte fără să fii deranjat. Nu știu, explodează o bombă lângă tine și are un bas atât de puternic încât pașii adversarilor sunt imposibil de comparat. Deci nu poți să-ți dai seama, bă, se aud pașii sau nu. Pe când cu HyperX-ul, dat fiind că
explodează o grenadă, o bombă, trece un tank pe lângă tine, frecvențele joase, da, alea, care pur și simplu îți trepidează timpanele, nu sunt deranjate, astfel tu poți să deosebești foarte ușor pașii. Chiar acum, recent, mă joc Firestorm în ultima vreme și am auzit un jucător care se mișca într-o tufă și era foșnetul ăla de vegetație. Așa că raportul ăsta de grafică sunet e foarte interesant, experiența fiind unică cu HyperX-ul. Dacă ești un jucător de story mode în care, nu știu, îți place să urmărești coloana sonoră când cade, nu știu, o greutate pe ground, da, pe pământ și maneta ta vibrează și vrei să simți aceeași, aceeași vibrație și în urechi, atunci recomand să-ți iei Razer, pentru că în momentul în care îți vibrează maneta, cu siguranță se întâmplă ceva în joc care le vei resimți, adică vei resimți acea experiență și în căști. Bun, acum în ultima parte a materialului nostru, pentru că nu este foarte lung, o să vorbesc puțin despre plăcile de sunet dedicate care le primiți cu căștile. Din păcate, absolut orice feature îți oferă o placă de sunet, cum avem în cazul de față 7.1, dacă apăs pe el se face roșu, apăs încă o dată, dispare. Aceste calități pe care vi le oferă producătorul, nu știu, în cazul de față HyperX 7.1, nu sunt disponibile pe consolă. Astfel, eu am încercat să mă joc, să intru în party și să am tot felul de experiențe cu această placă legată la consolă, cu căștile HyperX, și din păcate sunetele de bază sunt filtrate. Așa că din consolă pleacă un sunet către această placă, care placa filtrează anumite sunete și ți este redat în căști un sunet mai, nu știu cum să zic eu, filtrat, adică nu este sunetul lui real. Astfel suntem nevoiți să retrăim experiența printr-un, nu știu, printr-un jack. Eu așa am în momentul de față, am o prelungire jack din unitatea mea, din calculator, de acolo iau eu sunetul, HDMI în momentul de față, pentru că eu fac stream. Însă în ceea ce vă privește pe voi, majoritatea care vreți să aveți un sunet bun în PlayStation printr-o placă de sunet, nu va fi un succes foarte, foarte mare. Astfel, voi trebuie să luați căștile așa cum sunt ele, da? Deci avem jack-ul conectate în maneta noastră, dacă vreți o conectați în manetă, perechea de căști, da, deci băgați direct în manetă, deoarece consola rulează în baza ei și nu vă puteți folosi de un device stand alone. Deci, cam asta a fost despre căști. Ce pot să zic decât că mulțumesc comunității PlayStation România, mulțumesc Element pentru căștile Razer, mulțumesc Bogdan Caraivan pentru căștile HyperX și nu în ultimul rând vă mulțumesc vouă că ați urmărit acest material. Sper că a fost de ajutor și nu rămâne decât să ne auzim în următoarele materiale. V-am salutat! Pa, pa!